Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician, urmează o săptămână de foc. După cum știți, justiția este subiectul de pe agenda opiniei publice. PSD-iștii ne livrează în fiecare zi aproape subiecte pe justiție, iar noi suntem încântați și fericiți să le întoarcem acest favor și să discutăm despre prostiile și tâmpenile și nenorocirile pe care le fac cei de la PSD în fiecare zi pe tema justiției. Tudorel Toader pare că a dat înapoi parțial pe tema ordonanței 7, ordonanța care a atacat, care a mutilat legile justiției, a dat puțin înapoi pentru că nu va desființa cu totul ordonanța care a scos magistrații în stradă. Avem așadar, fără precedent în Europa, o revoltă a magistraților, procurori și judecători, un fel de grevă japoneză, să o numim așa. Magistrații nu au voie să protesteze, ei au banderole, se opun mare parte din asociațiile profesionale aceste ordonanțe adoptată miercurea trecută, publicată în Monitorul Oficial. Astăzi au fost consultări la Palatul Victoria. Lia Savonea, președinta CSM, ministrul Justiției, care a ieșit și a anunțat că va modifica în parte, dar o mică bucățică din această ordonanță 7. O să vedem ce a modificat Tudorel Toader. Reacțiile din afara țării au venit și ele. Franz Timmermans, șeful socialiștilor europeni, se arată, cum să spun eu, nemulțumit, se arată contrariat de măsurile guvernului Dăncilă. Nu a fost informat prin vicepreședintele Comisiei Europene. Șeful politic al doamnei Dăncilă și al domnului Dragnea nu știa despre lucrurile astea. Așadar, o stare de tensiune maximă în justiție. Mâine este foarte important o altă zi pe care noi o să urmărim aici la dosar de politician. Doamna Chioveși va fi audiată, da, pentru concursul pentru ocuparea funcției de procuror șef. Justiție, da, și ca să pun și cireașa pe tort, apropo de economie, vă dau informația. România în acest moment are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, sunt date Eurostat. Practic, prețurile au luat o raznă în România, după cum bine știți. Discutăm puțină economie, dar vom discuta justiție cu Sabin Orcan. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, bună director seara. Newsweek. Domnul Stelian Ion, parlamentar USR, bună seara, mulțumesc pentru bună prezență. Seara. Deputat Răzvan Pișcă, deputat al Partidului Național Liberal. Și avocatul Sebastian Bodu, bună seara tuturor, mulțumesc seara. Pentru prezență. Haideți să vedem invers reacția președintelui Iohannis, care a dat doar un comunicat de presă, da, la prânz, după care vedem cum a reacționat Tudorel Toader, care, presat din toate părțile, pare că a cedat. Dar atenție, Tudorel Toader nu a cedat. Ca să fie foarte clar, această ordonanță are în componența ei mari, mari bucăți, părți importante din ordonanță sunt neconstituționale și o să vedeți în această seară ce părți din această ordonanță sunt neconstituționale. Președintele României, prima dată. Președintele României solicită guvernului abrogarea de îndată a ordonanței de urgență numărul 7/2019 și implementarea recomandărilor cuprinse în raportul mecanismului de cooperare și verificare al Comisiei Europene și în rapoartele Comisiei de la Veneția, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis mai arată că modul de adoptare și conținutul noului act normativ în domeniul justiției pun în discuție respectarea principiului separației puterilor în stat, încalcă jurisprudența Curții Constituționale și ignoră obligațiile României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. După adoptarea acestei ordonanțe de urgență, într-un dispreț total față de rolul constituțional al Consiliului Superior al Magistraturii, cel de garant al independenței justiției și fără niciun dialog cu corpul magistraților, denotă o lipsă de respect față de autoritatea judecătorească și față de prevederile constituționale care cuprind condițiile în care guvernul poate să apeleze la instrumentul ordonanțelor de urgență, se mai arată în comunicat. Președintele României susține că actuala coaliție majoritară și guvernul au atacat justiția independentă prin această ordonanță. Șeful statului justifică solicitarea de abrogare a actului normativ prin faptul că într-o democrație justiția nu poate fi subordonată politicului și cu atât mai mult nu poate fi calificată drept o urgență modificarea intempestivă a unor reglementări în interesul unor persoane sau grupuri. Șeful statului aduce în discuție și protestele fără precedent ale magistraților și susține că aceștia resimt încercarea de control politic în domeniul justiției. Klaus Iohannis își reamintește premierului și de nemulțumirile manifestate public de cetățeni față de ordonanța de urgență 7. Iar ministrul Justiției Tudorel Toader, după câteva ore, a ieșit pe scările Palatului Victoria și a anunțat, da, că va propune abrogarea în parte a acestei ordonanțe cu
următorul amendament. Cea mai dezbătută problemă pe care eu zic că împreună cu doamna prim-ministru am convenit și cu participanții pe care i-am enumerat să o rezolvăm, se referă la articolul 54 din ordonanță. Acela care dă voie, permite astăzi când vorbim, unui judecător să devină procuror șef dintre cei de la parchetul general pe care îi numește președintele prin decret prezidențial la propunerea ministrului justiției. Ordonanța dădea posibilitatea unui judecător să devină procuror cu de rang înalt, să spunem. Pentru că în istoria legilor justiției din România am avut acest precedent. Procurorii aceia care vor dori să devină de rang înalt vor fi evaluați la Ministerul Justiției, procedura transparentă, vor primi avizul de la CSM, de la secția de procurori, pozitiv sau negativ, un aviz consultativ, după care ministrul va propune președintelui Republicii să-i numească procurori de rang înalt. Da, și un amănunt, Asociația ale Judecătorilor, da, asociația condusă de chiar de Dana Gârbovan de la Cluj, a cerut eliminarea acestui paragraf anunțat de Tudorel Toader. Ce crezi că vor face mai departe, Sabin? Se baricadează pesediștii, vor renunța în totalitate la ordonanță sau aruncă așa câteva firmituri și încearcă să închidă oarecum scandalul ăsta? Monstru din justiție. După cum am spus săptămâna trecută la tine în emisiune, am ajuns amândoi la concluzia că această ordonanță este o ordonanță cu dedicație pentru rezolvarea problemelor penale ale, în principal ale lui Liviu Dragnea, dar și ale altor lideri PSD-și. Prin urmare, nu cred că vor renunța în totalitate la această ordonanță decât dacă vor fi puși cu spatele la zid, eventual de Partidul Socialist European, deși am văzut că Dragnea se bate și cu ei acum, face opoziție familiei politice din care face parte. Cred că vor renunța la anumite prevederi care nu sunt atât de importante în economia rezolvării acestor dosare penale, dar le vor menține pe celelalte, cum este cea absolut aberantă despre care am discutat, mult mai gravă decât asta cu faptul că judecătorii pot deveni procurori și viceversa și că pot ocupa funcții de conducere, și anume cea mai gravă este aceea că secția asta de investigare a infracțiunilor comise de magistrați a fost scoasă de sub autoritatea procurorului și a Ministerului Public, procurorului general. Ce înseamnă asta? Că o secție cu denumirea de secție, care am mai spus-o, mai spunem secție, e un cuvânt care vine din latină, ca să-l școlim puțin și pe domnul Toader, că el încă înțeleg că nu vorbește nicio limbă străină, probabil nici latină. Nu poți să credești. Este profesor doctor universitar. Da, am înțeles, dar nu vorbește nicio limbă străină. Tinere, înțeles, din justiție. Nu vorbește nicio limbă străină. Deci secție vine de la secțio din latină, care a dat mai multe cuvinte în limba română, printre care sector, secție, și care sunt asta ca definiție. Asta e serioasă cu faptul că nu vorbește nicio limbă străină? Da, nu e serioasă, păi, dar materialul deci doctoratului, cum și l-a făcut? N-a citit, un pic de jurisprudență străină? A scris străină, cu un coautor un singur articol științific într-o limbă străină și pe care l-a scris cu un coautor. El singur n-a scris în viața lui niciun articol științific într-o limbă străină și pe unde se duce, inclusiv pe la Bruxelles, vorbește româna, fiindcă e patriot ca și Dedi. Dar adevărul este că toți cei care îl cunosc pe Tudorel Toader știu că el nu... că nu e singur. Da, absolut. Din păcate este profesor universitar. Da, el are aura asta de... A fost procuror șef de Reași. Da, el are aura asta de savant. Revenind, chestiunea e în felul următor. Dincolo de definiția etimologică, această secție devenind independentă față de oricine din sistemul judiciar din Ministerul Public, ea devine practic o măciucă în mâna actualor guvernanți sau a viitorilor guvernanți, pentru că e ca la Năstase, a pregătit o Constituție și vine altul să folosește de ea. Este un instrument extrem de periculos. Când spui în această ordonanță, de altfel contrazicând niște decizii ale Curții Constituționale, care a definit la un moment dat, a lămurit la un moment dat, chestiunea subordonării secțiilor, inclusiv DICOT și DNA, sunt secții. Secții care la rigoare se supun controlului ierarhic superior, care înseamnă Ministerul Public, Procurorul General al României.
Această secție este similară. A o scoate din acest sistem pentru că ai populat-o cu niște personaje gen domnul Gianni, care ne-a ținut așa o recent, ne-a dat într-un comunicat, ne-a spus cum e cu independența și noi îl atacăm, politizăm. Păi ce să politizăm, domnule? Că vor să ia dosarul Teldrum de la DNA, care l-a instrumentat un an, doi ani de zile? Deci, domnul Gianni și doamna Adinuța, fiică de consilier PSD, au populat-o cu cine trebuie și acum asta trebuie folosită ca o poliție politică. Cum era pe vremea doamnei Stănoiu? Iar asta mi se pare mult mai gravă. De ce? Și îl interesează mai tare pe Dragnea. De ce? Pentru că secția asta poate să ia dosarul Teldrum să-l închidă, pretextând că e un magistrat care nu există în acel dosar. Nu știu tehnic cum se poate face chestia, este de noaptea minții. Nu, da? Știu tehnic, dar... Dar dacă îl iau la secția asta, cum naiba o să-l închidă? Acolo sunt bani europeni, sunt contracte, sunt treburi grele. Câte dosare răsunătoare n-am văzut închise în România ultimilor 28 de ani? Am văzut, e ADS. Eu am câte o obsesie cu dosarul, da. ADS. Câte dosare n-au fost cercetate, lungite și prelungite, pentru că s-au prescris faptele? Cu prejudicii cel puțin la fel de mari. Deci povestea... Păi mi-aduc aminte de Microsoft. Primul dosar Microsoft în care e noul candidat la europarlamentar al PSD, domnul Dan Nica, s-a prescris. Dar noi știm că Dan Nica a luat 20 de milioane de dolari, i-a dat pe alții, a împărțit șpaga pentru un ofițer. Ai probe pentru asta, trebuie să ți le cer. Le-a produs comisia rogatorie care arăta cum au venit banii din firmele lui Florică, Microsoft, etc., într-un offshore. Și banii au ajuns la Dan, offshore pe numele lui Dan Nica. Despre ce vorbim? Pe ce ne facem chinezi? Iar oamenii ăștia asta fac acum. Vor, cu această secție vor îngropa toate dosarele. Sigur, miza principală a lui Dragnea e propriul lui dosar. De alții îl interesează mai puțin. Și atunci, nu cred că vor renunța la aceste prevederi care, practic, le asigură lor sau le promit lor libertatea, da? Pentru că pe 18 februarie... Chestiunea cu secția foarte importantă, chestiunea cu plenul CSM care avizează procurorii șefi, da? Restul procedurile merg mai departe. Întrebarea mea, domnule avocat Bodu, de ce se grăbesc cei de la PSD? Au un interimat la DNA care nu poate să dureze foarte mult, au un procuror general pe final de mandat care urmează să fie schimbat în aprilie, dar îi se termină mandatul. Credeți că se grăbesc? Păi prin ordonanță, că arată o precipitare a celor de la PSD. Procurorul general, care explică într-adevăr mandatul în aprilie, dar dacă nu se poate numi un alt procuror general titular, actualul își va continua mandatul ca interimar, cum a fost și în ceilalți anteriori procuror general, care la fel și-au continuat mandatul prelungit cu 6 luni. Probabil că nu vor să mai li se prelungească acestui procuror general mandatul cu 6 luni. Deci probabil că de aici vine grabă. Intuiesc eu, nu știu. Bun, legat de greva magistraților, da? Apropo, ca să schimbăm puțin... De protest, că nu e... Protest, grevă, revoltă, da, toate licențele jurnalistice, da? Protest. Unii spun, domne, nu ai voie ca magistrat să protestezi. Ai un statut, ai o chestiune clară. Cum e chestiunea asta? E chestiune terminologică sau de interpretare. Nu au voie să facă grevă. Grevă înseamnă oprirea activității. Ei au protestat, nu au făcut grevă. Bun, dar magistrații aplică legea sau se implică în procesul aici, unei legi, aici, ordonanțe sau lege? Că e o discuție. Părerea mea personală, ca om care am lucrat în atât în administrație cât și legislativ, deci am conceput legi, mai ales în legislativ, mai ales când eram în Parlamentul European, întotdeauna când am avut pe masă un raport legislativ, întotdeauna i-am acceptat sau chiar i-am chemat eu pe cei cărora li se aplică. Că era pe nu știu ce, i-am chemat să le ascult părerea. Și în general le chemam pe toți odată ca să-i ascult pe toți, ca să nu fiu influențat, adică să văd exact cum... ca să pot să fac o idee obiectivă. Adică pare o regulă democratică asta, da, nu? Tot, în sensul știu, transparenței unii, și dialogului. Unii criticau chestia asta. Dom'le, ce cauți cu lobiștii? Dom'le, lobiștii aia reprezintă industria. Alora pentru cărora li se va aplica această lege. Eu nu pot să fac o lege până nu-i întreb, domne, care sunt consecințele, că vreau să le înțeleg. Eu nu sunt specialist. Da, am o idee de domeniu, dar nu știu atât de bine ca voi. Și vreau să-mi explicați că săream în sus și a, domne, asta nu e bine, asta nu e bine. Și ascultam ca să pot să înțeleg. Deci niciodată nu mi s-a părut normal, indiferent de domeniu. Dar vă spun acum, ceea ce spun eu poate să sune bine pentru unii și rău pentru alții. Pe vremea era invers. Suna bine pentru unii și rău pentru alții, în sensul că, domne, ce cauți cu lobiști? Și vreau să spun că nu e nimic rău să te întâlnești cu cei cărora legea li se aplică. Pentru că lobby-ul
este o modalitate de a influența procesul legislativ, ca și greva. Tudorel Toader susține, domnule Stelian Ion, că s-a consultat cu CSM. Nu este foarte clar cu cine din CSM. Surse de presă au indicat chiar că această ordonanță, repet, surse de presă, da, sunt informații pe surse, această ordonanță ar fi fost scrisă oarecum și de Elia Savonea, chiar președinta CSM, sau a participat la redactarea infamei ordonanțe. Da? Trebuiau consultați magistrații, Tudorel Toader este acoperit dacă s-a consultat cu CSM, CSM fiind organul, da, care guvernează până la urmă magistratura din România. Era obligatorie consultarea cu magistrații, cu CSM, dar nu numai cu CSM, și cu ceilalți reprezentanți ai magistraților. Există și multe asociații ale magistraților, există consilii de conducere ale instanțelor, există înalta curte. Secția pentru procurori a spus clar că nu a existat o astfel de consultare. Ei au aflat cu foarte puțin timp înainte să emită ordonanța, n-au avut timp nici măcar să reacționeze față de această propunere, pentru că acel aviz a fost solicitat strict formal. Deci nu au existat asemenea consultări. Mai mult decât atât, trebuie elucidată această informație pe care ați dat-o, și anume aceea că președintele CSM ar fi redactat această ordonanță, acest proiect de ordonanță. Vorbim de toată ordonanța sau de o parte a ordonanței? Cert este că astăzi ministrul Justiției a venit cu praf în ochi, pur și simplu. Acea renunțare la modificarea articolului 54 din legea privind statutul magistraților este necesară. Dar necesar este abrogarea întregii ordonanțe, cum au solicitat magistrații, cum a solicitat plenul CSM, s-a luat o decizie astăzi în plenul CSM de a solicita abrogarea întregii ordonanțe, pentru că, așa cum ați spus, în afară de chestiunea numirii procurorilor, unde erau trei mari probleme, cea legată de vechime, cea legată de aviz să-l dea plenul și nu secția, și cea legată de posibilitatea judecătorilor să devină direct. Dar interesant cum s-a votat, mă scuzați, în CSM, pentru că actuala putere pretinde, sau informațiile noastre sunt, că PSD controlează majoritatea din CSM. Da? Da. Are o problemă cu secția de procurori. Nici cu ei. Eu cred că nu s-au consultat nici măcar cu aceia pe care se bazează în interiorul CSM. Este foarte posibil ca solicitările sau discuțiile să se fi rezumat între CSM sau o parte din CSM și cei din guvern, să se fi rezumat doar la o ordonanță de urgență care să împiedice concursurile pentru admiterea la INM, care erau absolut imposibile pe noile legi votate în Parlament, deși noi am spus încă de atunci că nu vor fi posibile aplicările acestor reglementări. Și au dat seama că intră în blocaj și CSM-ul probabil le-a cerut să renunțe la această admitere la INM. De aici și mai departe, Tudorel a croșetat o serie de multe alte reglementări care n-aveau nicio legătură cu această admitere la CSM, fără să expliciteze urgența și aducând atingere gravă independenței magistraților. Și doar vă enumer câteva. Deci e aceasta cu procurorii. Înțeleg că vrea să renunțe la ea ca și cum ar face o favoare. N-am înțeles din explicațiile domnului ministru dacă face o favoare sau dacă propunerile le consideră în continuare bune și ar fi trebuit menținute. Dar trecem. Promovarea la înalta curte de casație și justiție. S-au modificat prin această ordonanță de urgență condițiile de vechime, astfel încât o persoană anume sau câteva persoane bine țintite să devină judecători la înaltea curte de casație și justiție, unde se judecă cele mai importante cazuri de corupție și nu de numai. De ce spuneți persoane țintite? Ce criterii au introdus? Au existat niște condițiile de vechime, spre exemplu, înainte, acum, varianta actuală pe care, de fapt, a intrat deja în vigoare modificarea, varianta dinainte de modificare era să fie să aibă o vechime cei judecători care vor să ajungă la înalta curte de 18 ani ca judecător
Acum nu mai este suficient să ai o vechime ca judecător. De fapt, în această vechime este înglobată și experiența ca procuror. Pentru că există magistrați care au fost o perioadă procuror și apoi judecători. Și cum au modificat? În sensul că au ridicat pragul? Nu, nu au, acum se spune că este suficient să ai 18 ani ca magistrat, indiferent că ai fost procuror sau judecător. Și înainte era doar ca judecător. Normal, dacă te-ai dus la înalta curte ca judecător, tu trebuie să ai o vechime ca judecător, nu ca procuror, că activitățile sunt diferite. Pare una este ce să spuneți, nu? Păi asta au spus și ei prin principiul separației carierelor, numai că pe aici, pe acolo, pe unde le-a convenit, au abandonat acest principiu. Asta a făcut sără și la numirea procurorilor de rang înalt. Deci, fac o bulivășeală. Am discutat astăzi cu cineva din sistem că este vază sistemul. Deci în instanțele din România nu mai înțelege dreapta ce face stânga. Avocații sunt bulversați, judecătorii sunt bulversați pe toate materiile dreptului. De la civil, la comercial, la penal, nimeni nu mai știe, nu mai înțelege nimica ce se întâmplă cu legile, cu ordonanțele și cu justiția din România. Este un haos generalizat. Răzvan Pișcă, punctual pe ordonanță. Ce se poate face? Victor Ciorbea a zis că analizează, că nu va ataca niciodată, da, la Curtea Constituțională dacă nu face el o analiză, da, care durează de câteva zile. Tehnic, ce se întâmplă? Ordonanța a intrat în vigoare și nu se mai poate face nimic. Eu aș mai adăuga, pe lângă ce spune legat de bulibășală, au reușit ceva de câteva luni de zile. Să-i pună pe toți din sistem unii contra celorlalți. La ora asta sunt războaie în parchete, la nivel jos, la nivel de parchete, judecătorii, oamenii se ceartă între ei, procurorii se ceartă între ei, judecătorii se ceartă între ei. Unii se acuză, tu ești PSD-ist, tu ești penelist sau userist. S-a ajuns într-un hal fără de hal, într-un sistem care după mulți ani a început cât de cât să intre pe o logică. Cu greșeli obiective pe care trebuie să le cunoaștem, dar intrase pe o logică și se obținse oarecare omogenizare. Legat de ordonanța asta, din punctul meu de vedere, este un element acolo, în ordonanță, care este cel puțin la fel de grav ca și articolele care se referă la secția politică a parchetului, sau, mă rog, secția asta de investigare a magistraților. Și e foarte pervers spus. E foarte pervers spus în lege de către cineva care înțelege foarte bine legea și e clar că a fost ticuit în timp, nu e ceva făcut pe genunchi. Și anume, a fost scris de un specialist. Și anume, se spune așa, că un judecător sau un procuror poate fi eliberat din funcție dacă nu se mai bucură de o bună reputație. Ce e bună reputație? Cine stabilește buna reputație? Vreo 10 articole, vreo 10 articole mai jos. Am mai pus un articol. Și au zis așa. Plângerile care se fac la inspecția judiciară nu se mai conexează. Asta ce înseamnă în traducere liberă? Dacă un procuror de la o judecătorie ne face un dosar, noi putem să-i facem în 3 ore, 73 de plângeri. Sau 78 de plângeri. La inspecția judiciară. La inspecția judiciară. A doua zi dimineața, pe canalele media, spunem, uite-te ce procuror mă judecă pe mine. Unul care are 174 de dosare. Ăsta mai are bună reputație? Păi mai bine să plece din procuratură. Așa ceva este profund neconstituțional. Dincolo de bunul simț, logică, și de o profesie, totuși, în care intri la 23 de ani că îți dorești să fii procuror sau judecător. Dar așa ceva nu se poate într-o țară normală și civilizată la cap. Mi se pare cel mai grav, sau, mă rog, în egală măsură, la fel de grav ca și ce au făcut cu secția asta politică de la parchet. Secția asta, domnul Prișcă, secția asta, tu i-a făcut dosar penal lui Timmermans, care e coleg de partid cu ei. Hai, e o glumă, domnule, nu poți să vezi așa. Au E noaptea minții. Deci, eu nu cred, au confirmat oficial că l-anchetează pe Timmermans. Dar, domnule, au registrat. Au depus o plângere penală și s-a înregistrat. Acolo e că au dat un răspuns ce petentului în care au menționat numele. Da, poate că asta era intenția. Haideți că avem o intervenție surpriză, domnul Florin Iordache, deputat PSD la dosar de politician. Bună seara, domnule Iordache. Bună seara. Au apărut informații pe surse de presă cum că ați fi făcut parte din echipa care a scris, a gândit, a redactat oarecum această ordonanță contestată de magistrați. Deci ordonanța aparține numai ministerului. Aștept și eu să ajungă o formă la Parlament și o discutăm în comisia parlamentară. Deci nu aveți nicio legătură, nu așa cum vi s-a atribuit vreo legătură cu această ordonanță? Nicio legătură. Din punctul meu de vedere,
acel articol pe care noi l-am susținut cu separarea carierului e o greșeală în ordonanță, dar asta este. Discutăm când ajunge ordonanța la Parlament. Deci asta este o greșeală practic a recunoscut-o ministrul Justiției astăzi, o confirmați și dumneavoastră că a fost o greșeală. Da. Numai o secundă, și invitați-o să o dorească eventual să vă adreseze o întrebare. Eu vreau să vă întreb altceva. Marian Opișan, un lider important al PSD, a declarat astăzi că secția de investigare a magistraților trebuie să se afle în subordinea procurorului general, nu așa cum s-a trecut în ordonanță. Dumneavoastră ce opinie aveți? Adevărat. Numai puțin. Eu am avut o discuție cu domnul Opișan și în ordonanță, și înainte de ordonanță, și după ordonanță, tot ce înseamnă sistemul parchetului din România e în subordinea procurorului general. Fie că discutăm de așa DNA, este. Fie că discutăm... Ascultați-mă puțin. Fie că discutăm de DNA, fie că discutăm de DICOT, sau discutăm de această secție de investigare a infracțiunilor, sunt în subordinea procurorului general. Ceea ce s-a trecut în ordonanță, s-a trecut faptul că procurorul ierarhic, dar este domnul nostru foarte clar, că procurorul ierarhic la această secție este șeful secției. Ăsta e singurul lucru. Adică atunci când procurorii din această secție fac un dosar pentru confirmarea rechizitorului respectiv, procurorul ierarhic este procurorul șef de secție și nu procurorul general. Dar la fel ca celelalte parchete, repet. A, deci cum este și la DNA și la DICOT. Deci șeful DNA practic confirmă rechizitorile subalternilor, la DICOT la fel și această secție la fel, spuneți dumneavoastră. Da, dar în ordonanță, din ce am văzut noi ce a apărut în spațiu public, în ordonanță se specifică că procurorul general nu mai poate interveni pe dosarele acestei secții, în sensul să le infirme. Unde se spune chestia asta? Acolo se precizează, ce știu eu, acolo se precizează ce este procurorul ierarhic. Și procurorul ierarhic, în cazul acestei secții, este procurorul șef de secție al acestei secții. Asta este una chestiune. Păi bun, dar de ce n-au trecut asta la înființarea secției? Mie mi se pare de bun simț. Procurorul șef ierarhic superior îți confirmă rechizitorile sau ține infirmă. Nu știu de ce. Da, legile sunt făcute de a fi corectate dacă sunt de clarități. Înțeleg din explicațiile domnului ministru că asta era de claritate. Bun, acum pe fond, ați văzut protestele magistraților, am avut imagini, o să avem și noi imagini de la Craiova, peste tot în țară, la București, la Craiova și în altă parte, magistrații au protestat. Ce opinie aveți? Înseamnă că e o problemă cu această ordonanță. Zeci, sute de magistrați au protestat, și-au arătat revolta. Nu se poate să nu aibă, toți acești oameni să nu aibă un sâmbure de dreptate în ceea ce spun. Repet, dacă acest sâmbure de dreptate, cum vreți dumneavoastră să spuneți, era legat de faptul că nu era o separare foarte clară a judecătorului care poate fi și procuror general, înțeleg prin comunicatul pe care l-a dat domnul ministru că s-a eliminat această chestiune. Dar repet, odată cu această ordonanță s-a dat o altă ordonanță care precizează că pentru procurorul european poate candida și un judecător. Cu tot respectul, judecătorul care este contra candidatul doamnei Chioveși la parchetul european este un judecător, nu e un procuror. Deci, cel din Franța vă referiți? Poftiți? Din Franța cel sau? Din Franța, exact. Cel calificat pe locul întâi, da. Bun. Deci dacă în Franța un judecător poate fi și procuror european, dacă în ordonanța pe care noi am dat-o, aceasta cu cele trei locuri de procuror european ajuns și așa mai departe, unde se precizează că un judecător poate fi și procuror european, asta nu înseamnă că, deja aici înțeleg că a plecat nemulțumirea cu amestecul unei profesii peste altă profesie. Înțeleg că s-a eliminat sau se va elimina și lucrurile sunt clarificate. Nu, dar de ce n-ați făcut și cealaltă chestiune în oglindă? Dacă un judecător nu poate deveni procuror, trebuie să interzice și procurorul să devină judecător. De exemplu, mie personal, ca opinie personală, nu simt confortabil, domnule Iordache, să mă judece un fost procuror în calitate de judecător, de exemplu. Pentru că procurorii au o anumită mentalitate. Auziți,
asociațiile magistraților atunci când au făcut separarea carierelor, tocmai de la asta au plecat. Pentru că de-a lungul carierelor erau procurori care erau la instanțe inferioare, tribunale, curte de apel și veneau foști procurori și erau la, și sunt atâtea cazuri la, în alta curte și tocmai pentru o soluție corectă era cu această separare a carierelor. Da, se aude greu. Mai am o întrebare, nu are legătură cu tema din seara asta. Profit de prezența dumneavoastră că e greu să facem intervenții cu reprezentanți PSD, asta este viața. Domnule Iordache, de ce nu dați, de ce nu modificați codul penal în lumina articolelor neconstituționale, cele peste 100 neconstituționale decise de CCR? De ce nu faceți modificarea codului penal și avem în România cod penal cu articole neconstituționale în continuare? De atâta timp, de 2 ani de zile? Tocmai că se dorește acest lucru și nu am luat o astfel de decizie, s-ar face articolele asupra căreia curtea s-a pronunțat și le-a declarat constituționale, acelea ar fi adoptate, pentru că uitați-vă la legile justiției pe care asupra cărora discutăm acum, au durat aproape 2 ani de zile. Dar stați puțin, nu comparați situațiile. Aveți decizii ale curții pe articole neconstituționale? Aplicați-le, modificați codul penal. Aveți decizii ale curții? Păi, încă o dată vă spun. A fost o decizie și avem o decizie astfel încât prin ordonanță toate articolele declarate constituționale să fie adoptate. Așteptăm decizia domnului ministru și discutăm. Dar de ce cât mai așteptăm de la Tudorel Toader? Cât așteptăm? Păi, sper că în perioada următoare va adopta un astfel de alt normativ. Era mai urgent asta ca să-l scăpați pe Dragnea de dosare și trebuia... Dar nu cred. Cu ce scăpăm? Încă o dată, nu știu cu cine vorbesc. Problema Sabin, este alta. Sabin Orcan mă cheamă, domnul ministru. Da, bună seara. Domnul Orcan, nu știu dacă această ordonanță, ordonanța 7, are legătură cu unul din dosarele lui Dragnea. Dacă îmi permiteți că v-am ascultat cu mare atenție și cu o anumită îngrijorare, dacă îmi permiteți, vă spun de ce are legătură, pentru că această secție, bănuiesc că știți cuvântul din limba latină, de unde vine secție în limba română și știți ce înseamnă, subunitate, ca să îi explicăm și domnului Tudorel Toader, nu poate să fie o subunitate în care șeful nu mai este procurorul general decât de formă și de facto este domnul Stan sau cum îl cheamă. Că atunci nu mai are un șef, nu mai e o subunitate, ci o unitate care e independentă de parchetul general. Nu văd logica acestei mișcări, acestui articol. 2. Această secție în paralel cu aceste ordonanțe apărute peste noapte a cerut de 4 ori, cred că de 5 ori acum, dosarul Teldrum, da, ca să-l ancheteze ea. Să ancheteze această secție unde PSD-ul condus de domnul Dragnea a numit șefii, i-a propus și i-a numit, și această secție să-l ancheteze pe Dragnea, să nu mai îl ancheteze DNA-ul. Deci are mare legătură cu domnul Dragnea și cu dosarul Teldrum, care este un dosar cu infracțiuni grave, domnule Iordache, adică spălare de bani, grup infracțional organizat și, în general, jaf la drumul mare pe care firma Teldrum și domnul Dragnea sunt acuzați că l-au făcut. Domnul Urcan, haideți, eu am intervenit să vă spun un punct de vedere vis-a-vis de ordonanță. Păi da, am întrebarea, care e logica să nu fie control de la procurorgea? Domnul Urcan, asta v-am și spus, domnule, nu își face nimeni de subordonarea. Dar dacă la DNA și la DICOT, procurorul ierarhic este șeful acelei structuri, la fel și aici, șeful acestei structuri este procurorul șef de secție. Asta e răspunsul. Bun, luăm pauza comercială dacă doriți, domnule Iordache, să rămâneți și după pauză. O să vedeți de ce au protestat magistrații. Da? Cum spunea și domnul Sebastian Bodu, magistrații din România nu au fost consultați. Deși există informații cum că au fost întrebați anumiți oameni din CSM, magistrații, asta reclamă faptul că această ordonanță, cum spunea și Sabin, a venit peste noapte. Nimeni nu știa, nimeni nu o intuia, nimeni nu o aștepta, ca să zic așa. Scurtă pauză și o să vedeți cum au protestat și în ce număr au ieșit magistrații fără precedent în Europa, în revoltă, în grevă, peste tot în țară.
de mult mint comunicatorii puterii. Care ar fi distribuția mandatelor pentru viitoarele alegeri europarlamentare? Marți, de la ora 21, fostul prim-ministru și actualul președinte pro-România este în direct cu Silviu Mânăstire la Dosar de Politician pe B1 TV. Acțiunea noastră este în linia acțiunilor colegilor noștri din țară. Toți suntem nemulțumiți de modalitatea în care guvernul a înțeles să legifereze fără consultarea corpului magistraților. Aici suntem deopotrivă judecători și procurori de la toate unitățile de parchet din județ. Ne aflăm aici pentru că suntem nemulțumiți de modalitatea lipsită de transparență pe care guvernul a ales să o adopte în ceea ce privește ordonanța 7/2019. Nu au fost consultați CSM-ul, nu au fost consultați corpurile de magistrați peste noapte. Noi ne-am trezit cu această ordonanță de urgență care are un efect devastator asupra statului de drept în primul rând și după aia asupra carierei noastre, să nu se înțeleagă că suntem în total dezacord cu toate prevederile acelei ordonanțe. Nu! În ceea ce privește examenele de promovare de INM și așa mai departe, nu avem probleme cu acest lucru, dar în ceea ce privește acea secție specială, nu am fost consultați, să ne spunem punctul de vedere. De asemenea, vrem să mai tragem un semnal de alarmă. Avem nevoie ca guvernul să se aplece asupra problemelor reale ale sistemului de justiție. Este subfinanțat, nu sunt suficienți judecători procurori, nu sunt suficienți grefieri. Ne desfășurăm activitatea în sedii insalubre, pot să spun. Noi stăm 11 într-un birou. Da, mie mi sunt simpatici, mai ales magistrații, care au un statut important, care vin și protestează. Pe de altă parte, ați văzut-o și pe doamna, domnișoara magistrat de la Craiova, care nu verticaliza, nu punea punctul pe ei în această dispută. Ce spunea legate de condițiile din magistratură în care se muncește, la fel sunt probleme reale. Și de fapt aici este marea vina lui Tudorel Toader. Ministrul Justiției este administratorul sistemului de justiție. Trebuie să pun la dispoziție condiții, calculatoare, săli, da? Încălzire, salariile, apă curentă și așa mai departe, toalete curate, da? Pentru justițiabil și pentru magistrați. Ori Tudorel nu se ocupă de asta, el bagă ordonanțe pe jar toată ziua. În această ordonanță este și scăderea salariilor cu 35-40% a IT-știlor din Ministerul Justiției. Păi, de noaptea minții. Da, adică ăia care răspundeau. Noi suntem în epocă digitală. Comisia Iordache. Și s-a renunțat la ea. Și le-au scăzut salariile IT-știi, care nu sunt și așa prea mulți pe piață și știm foarte bine ce salarii au IT-știi pe piața liberă, IT-știi buni, care se ocupă cu ce? Cu ce se ocupă IT-știi la Ministerul Justiției? Păi se ocupă cu sistemul ECRIS, domne, în care trebuie să acorzi aleatoriu acele dosare unor judecători. Păi dacă IT-știi nu mai sunt, că îți pleacă, că le-ai dat salarii la jumate din cât ar fi pe piața muncii, nu se mai repartizează până sistemul ECRIS. Și cum se repartizează? Păi cum repartiza doamna Savonea? Cum vrea șeful? Nu, cu doamna Savonea știi cum repartiza dosare? Cum? Cu creionul chimic. Că spunea că n-a mers ECRIS-ul și spunea dimineață, nu merge ECRIS-ul. Pac! Și spunea, păi ăsta se duce la Gigel, ăsta la Vasilică și are repartizat dosarele. Se uita, uite-te, ăsta pare a fi un dosar bun asta pentru tine. Asta arată exact că pe Tudorel Toader nu-l interesează condițiile execrabile din justiția română, astea de infrastructură, păi el îi interesează câteva, să bifeze câteva puncte. Și dacă îmi dai voie să spun despre domnul Iordache, domnul Iordache joacă teatrul ăsta al inocentului, dar încă o dată, noi nu uităm cine e domnul Iordache. Adică să, nu mi se pare în niciun fel că domnul Iordache este un inocent care zice, mai mult ne-a confirmat că nu s-a consultat cu nimeni dacă e să-i dăm crezare domnului Iordache. Eu nu-i dau. Dacă e să-i dăm crezare, spune așa. Și nici n-am primit încă la comisie această ordonanță. Deci el n-a citit-o. Oficial. Așa a spus Adinaur, că n-a primit-o la comisie. Și că o să o discutăm, o să o analizăm după. Toată ce o primim țara la comisie. Arde din sistemul de justiție pe subiectul ăsta, este președintele comisiei juridice. Un fost consilier prezidențial, da? Pe vremea domnului Traian Băsescu, da? Pe nume Cristian Hrițuc, scrie pe blogul său că după informațiile pe care le are, Iordache și Savonea, adică domnul cu care tocmai am vorbit, da? Subalternul politic al domnului Dragnea și doamna Lia Savonea, o iubitoare de regim PSD, au pus la cale această ordonanță, au redactat-o practic, nu o fi redactat-o Dragnea, da? Și că ar fi făcut acest lucru în cadrul unor întâlniri care au loc
într-o vilă plătită cu o chirie exorbitantă de PSD. Ar trebui să avem și probe pe lângă ce spune Fițuc, dar am citat, e o acuzație. Dar asta ne arată că acest lucru, în primul rând, oamenii, inclusiv din PSD, deci toți oamenii din PSD, baroni, vicepreședinți, au aflat din presă, domnule, despre ordonanța asta. Doi, care era statutul ei de urgență? Că tocmai ați avut bătălii în Parlament pe legile justiției și cu toate astea le-au trecut. De ce era nevoie, după nu știu câteva luni, să dăm o ordonanță într-o noapte? A treia ordonanță pe legile justiției după legile. Fără ca nimeni să fie anunțat, nici Comisia Europeană, nici partenerii de coaliție, nici nimeni, toată lumea, alte PSD. Sebastian Bodă, domnule avocat, de ce? E o întrebare legitimă, da? N-ai discutat niciodată despre lucrurile astea? Vii, arunci ordonanța, o publici rapid în monitorul oficial. Păi atunci noi ne-am ars cu PSD-ul de 2 ani de zile, ne tot ardem pe chestiuni de justiție, da? Și pe chestiuni economice, da? Și pe chestiuni economice cu adevărat grave. De ce să le mai dăm credit de bună credință în condițiile în care au dovedit că de regulă au gânduri ascunse pe temele astea? Știți cum e? Deci e ca și pe tâncă și lupul. Ei au făcut o chestie foarte așa șmecherească. S-au legat de faptul că regulamentul privind oficiul procurorului european prevede într-adevăr că pot fi procurori europeni și judecători. Da. Și atunci, hop, ia uite, dacă acolo se poate, pentru că probabil că în unele țări se poate, cum s-a putut și la noi până în 2017, când s-au separat carierele și când a fost mare scandal că mulți n-au vrut. Chiar mi se pare că jumate din clasa politică s-au opus la chestia asta. Mi se pare că USR-ul și PNL-ul s-au opus la separarea carierelor politice. Acum am trecut mai departe și s-au separat carierele politice și vine acum Tudorel Toader, care a susținut separarea carierelor politice pentru că toate adunările generale ale instanțelor au hotărât, sau 80% separarea carierelor, adică bă, fiecare cu treaba lui, și să vii acum după ce tu te-ai bătut cu opoziția și ai zis te-ai bătut cu opoziția și ai zis nu domne, eu sunt de acord cu separarea carierelor, uite și judecătorii vor asta, chiar dacă nu vor procurorii, judecătorii vor, hai să le dăm procurorilor, să vii acum și iară să-i pui la grămadă, să decidă plenul CSM-ului. Deci e un nonsens. Folosindu-se în acest nonsens de o prevedere europeană pe care noi nu-i interesează pentru politica. Domnule Bodu, ultima întrebare pe care am adresat-o lui Iordache era legată de modificarea codului penal în lumina deciziilor curții de 2 ani de zile. Întrebarea mea este următoarea, apropo de malversațiunile astea și de agenda secretă. Deci tu ai de făcut lucruri în sistem clare, punctuale, decizii ale curții, neconstituționalitate pe articole, peste 100. Dar inventezi o ordonanță pe treaba asta. Nu te ocupi de buna funcționare a sistemului, da? Spunea magistratul de la Craiova în ce condiții lucrează, dar tu inventezi tot fel de probleme. Pe cuvântul meu, dacă am înțeles, de ce au făcut chestia asta? Dacă voiau să subordoneze, găseau niște procurori. Înțelegeți ca jurist, domnul Bodu, de ce nu au înregistrat această ordonanță de urgență conform Constituției la Parlament? Domnul Iordache adineaur cu gurița lui depusă, de inocent ne-a confirmat. Nu, ca deci a fost publicată de monitor oficial. E prima ordonanță din istoria recentă de care mi-aduc aminte. Eu știu că au depus-o azi. E obligatoriu. Au depus-o azi. Dar a fost publicată acum 3 zile în monitor oficial. Miercuri. Care e motivul pentru care ai publicat-o în monitor oficial miercuri și am în 5 zile să o depui la Parlament? Puteți să-mi explicați logica juridică? N-ai nicio logică, pentru vruna. Că oricum, din păcate, așa cum a spus și dumneavoastră, că ăsta e sistemul care e tâmpit, după părerea mea, e prost conceput, că numai avocatul poporului poate să atace ordonanțele de urgență. Vă dați seama ce nebunie să stai în pixul unui singur om care nu e politic. E o nebunie. Da. Domnule Stelian Ion, de ce? Ce se ascunde în spate la povestea asta? Pentru că noi încă orbecăim, da? Avem multe articole, pare că Tudorel Toader a renunțat la unul. Ce se ascunde? Da, repet, noi ne uitam la Niste și Grațiere, pac vin cu asta. Care e strategia din spate? Păi vor să numească rapid și să-l forțeze pe președinte să accepte o nominalizare pentru DNA, iar când va expira mandatul procurorului general să accepte rapid o nominalizare pentru parchetul general. Pentru că altfel, în secunda 2, după expirarea mandatului, dacă nu se fac toate procedurile, iar președintele nu acceptă nominalizarea, spre exemplu, Adina Florea sau mai știu ce nume or să apară, va rămâne o instituție fără șef, fără procuror care
confirmă rechizitoriile fără procuror care domnule conduce Stelian, parchetul. Aici o să deci vor arunca vina pe președinte aici și îl forțează pe președinte. Aici o să asta fim la mijloc. Stați puțin. E normal să avem procurori șefi în interimate care nu se mai termină 6 luni cu 6 luni? Nu, nu e normal. A fost criza din 2012, asta, da? În care Chiuvișa a fost interimar, Morar era interimar, l-a pus pe la parchet. Dar parchetul. E normal ce faci dacă decedează sau are un accident? Nu, domnule, dar e normal șef, să propui de 4 ori aceeași persoană? E normal să o iei pe Floricica Dansatoare și să spui asta trebuie să fie procuror șef la DNA? Nu. Că președinte spune că președintele numește? Păi de când durează procedura? De când durează procedura de numire a noului șef la DNA? De foarte, foarte multe luni de zile, deci era clar că țintesc să forțeze președintele să numească. Altfel, am spus și nu doar prin expirarea mandatului, ci și prin încetarea mandatului datorită unor cauze obiective, cauze de boală, cauze de deces și așa mai departe. Nu ai timp efectiv să faci o procedură legală, transparentă, în 2 zile. Și peste tot în lumea asta zile, există instituția interimatului, da? Există da. Instituția asta. A pe de altă parte, ce mai vor să facă? Să intimideze magistrații și să insereze acea condiție pur subiectivă de excludere din magistratură pentru nerespectarea, neîndeplinirea condițiilor referitoare la buna reputație. Spunea nu ți-a plăcut de un anumit judecător sau procuror, îl dai pe mâna secției speciale. Dar întrebarea este... procurorii păi, din secția specială ce de înseamnă cine bună sunt reputație? Anchetați. De ce înseamnă bună reputație? E o chestiune subiectivă, la libera apreciere a celui care aplică legea. Când ai făcut chestiuni legale sau când inspecția te dovedește că ai făcut chestii în afara legii. Uite, eu bună reputație. Nicăieri este o chestiune pur subiectivă care dacă va fi eu consider că doamna Florea nu are o bună reputație, păi a cine o anchetează? O anchetează CSM-ul? Aici trebuie să ajungem. Cine îi anchetează pe procurorii din secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție? Nimeni. 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 Nu au o imunitate absolută în felul ăsta? În teoretic, normal, un procuror... s-ar ancheta între ei. Nu, dar vă dați seama că sunt colegi este și statul da, asta incompatibilitate. Discuția este veșnică. Stat. Cine anchetează dacă... procurorul? Nu, da? S-ar nu. Scurtă pauză, revenim cu scandalul acesta de la vârful PSD. Dar Dragnea este în scandal cu Frans Timmermans, șeful lui pe linie politică europeană.